Doamna Maia, 25 de ani se împlinesc în anul ăsta, de la când... S-au împlinit deja. S-au împlinit deja? Da, în 19 ianuarie. Așa. Având în vedere condițiile meteorologice, musafirii noștri au spus, păi nu venim să rămânem înzepeziți. Și atunci am înat când era vremea mai blândă. Și a fost bine așa. Dar cum au fost începuturile asociației diabetice? Cum a fost? Știi că după Revoluție era CPUN-ul. Eu, din fire, sunt un om foarte curios. Eu sunt foarte interesată de legislație, de condițiile de viață și așa mai departe. Și am tot ascultat emisiunile cu CPUN-ul, știi că se înregistra toată ziua. Și la un moment dat s-a discutat despre legea asocierii. Știi că înainte nu era de permis. Și într-o zi așa s-a discutat de această lege. Și ne-am adunat cu domnul Sevestreanu, Sorana Cindrea și cu părinții ei. Cine mai era? Lușcu Pop? Mai erau câțiva. Și am discutat, de altfel, stimulați de o fostă medieșancă care trăia în Germania și venise aici să ne asociem, să facem un grup de ajutorare. Na, ce am făcut? Ne-am dus și am cumpărat foi A1 mari și le-am vopsit albastre, în mijloc am făcut un cerc galben și în mijloc am scris o chemare pentru diabetici să vină să discutăm, să ne asociem. Am crezut să se adune 30 de oameni. Dar să știți că am fost copleșiți, că au venit peste 300. Și unde v-ați adunat? În clubul spitalului. Era încă acolo jos, încă nu exista clubul nou. Stăteau și pe coridor și pe geamuri și... A fost foarte nostrimea. Domnul Ilie Bostangiu, ăsta era și el atunci. Dânsul săracul a murit înainte de Crăciun. Dar în orice caz, să știți că a fost un mare entuziasm. Mai ales că era ceva nou. Și ideea să ne putem sfătui unul pe celălalt. Dar în sfârșit, așa a luat avânt. Am primit tot felul de informații, bineînțeles, din Germania. Erau niște carnețele sfătuitori pentru diabetici. Și de acolo am mai învățat și așa mai departe. N-am sfârșit. Acum sediu de unde? Nu era sediu. 2 ani de zile asociația era aici la mine acasă. Însă conlucrarea cu primăria a început din primele ceasuri. Era domnul Bădăgaie, era încă primar, secretar era domnul Haneș. Și îți aduce aminte de avalanșele de ajutoare care veneau. De fiecare dată când venea ceva, îmi dădeau telefon de la primărie, hai că îți dăm pentru diabetici. De unde depozit? Toate le vărăm aici în casă. Și la un moment dat, să știți că noi aveam decât un drumeac până la pat și putile de margarină erau băgate în teracotă. Vreau seama că era martie. Erau 5 grade în casă. Însă știi, era romantismul începutului. Eram cu toții atât de entuziasmați. Și făceam pachete și venea lumea și ridica pe pachetele. Da, și Cornelia Gordan era. Cine mai era? Uite, sunt atâți ani, eu un sfert de viac. Nu-i mai știu pe toți. În sfârșit, și până la urmă, legătura a rămas foarte strânsă cu primăria, chiar când a fost numit domnul Bucur. Și vă spun sinceră că domnul Bucur m-am putut înțelege foarte bine, în sensul că ne confruntam, ne certam ca de ochiori, dar în fond ieșea ceva bun. Și până la urmă ne-a acordat acest sediu. Nu unde suntem acum, cum ci vis-a-vis unde e sediu, nu știu, pe CD-ul, PNL-ul, nu mai știu cine are sediu acolo.
Și era destul de greu că lucram o zi dimineața, o zi după masă, de obicei singură cu 10 asociați. Însă m-a mai ajutat și doamna Cindra când venea de la servici și așa mai departe. La început îmi dădea telefon domnul doctor Lux, care de altfel e membru fondator al acestei asociații, că mi-a dat un număr de telefon din Germania și să discut cu doamna Bornmüller, aceea care ați văzut-o sâmbătă seara, că a venit alături de noi. Iar după circa 2 luni am vorbit din nou, prima dată am vorbit cu dumneavoastră, a doua oră deja cu tu. Și ne tot făcea ofertele de ajutoare, da, că atunci trebuia făcută vama și groaznic de multe acte. Și în sfârșit, uite, așa a început totul. Și până la urmă s-a tot dezvoltat, în 91 am fost eu invitată de Asociația Sașilor Transilvaneni din München pentru un curs de dietă la Oberursul, lângă Frankfurt. Acum, sincer, îți spun că am învățat numai atât dacă nu știu nimic. Pentru că ce pot să învăța în 3 zile? Imposibil. Dar în sfârșit, cu ocazia aceea, am făcut o vizită prima dată la Wittlich, la doamna Bornmüller, și atunci ne-am cunoscut. Și sincer să spun că a picat fisa imediat. Și simpatia a existat. Culmea este, când am ajuns eu la Wittlich, primul meu lucru a fost că am luat o carte de telefoane și am început să număr familiile Kaspari. Știi câte familii Kaspari sunt în Wittlich? 42. E adevărat, unii scrise cu cap, așa, pentru că acum 8 secole, asta strămoșii mei de acolo au venit, de pe Mozela. Și așa că, și să știți că arată ca aici, ca în Ardeal. Îs dealuri, îs vițe, lumea vorbește cam același dialect decât ca dialectul nostru săsesc. Și m-am simțit imediat acasă. Bineînțeles, atunci am stat o jumătate de zi acolo, am venit iar acasă și a început să curgă ajutoarele. E adevărat că ne-au ajutat foarte multă lume, că domnul profesor Vâlcu era atunci senator. Ne-a susținut și el, datorită lui am primit un fax, că faxul l-au trimis din Germania, erau din alea restituite din promoție, dar a funcționat mulți ani la mine. Și atunci mi s-a întâmplat o rostimadă, de care și astăzi îmi vine să râd, vorbesim cu telefoanele, că vin dimineața la 8 să-mi instaleze telefonul. Asta e faxul. Și trece, se face 9, se face 10 și se face 11. Eu eram în bucătărie și pregăteam masa. Și se înființează 2 tineri în fața ușii. Și eu, furiată. Acum se vine, acum e 8, uite e 11. Și eu rămas strânit. Erau 2 tineri de la Martirii lui Iehova să mă lămurească. Am murit de râs. Săracii băieți erau așa de speriați cât m-am strigat la ei. Dar mă rog, astea erau chestiile nostime, erau și greutăți destul de multe. Până am început să amenajăm acolo în curtea primăriei, bineînțeles cu ajutorul multora. E adevărat că pe vremea aceea era și foarte necesar, că lumea, știți cum era, imediat în la începutul anilor 90. Și a început să vină voluntarii. Primul a fost Ion Solomon. Pe ăla l-am adunat de pe stradă.
Era scurt timp după operația lui, cred că știți că e foarte gravonav. Și de 25 de ani lucrează cu o abnegație extraordinară. Și pe urmă, încet, încet, s-a mai adunat, a venit doamna Rusu, a venit. Și noi am vrut neapărat, că aveam prima dată numai bucătăria școală și un mic birou și două dulapuri în care țineam medicamente, că erau foarte puține la început. Până la urmă, tot am vrut să amenajăm în cabinet medical. Și până la urmă am și reușit că centrul de calcul se desfințase și de la noi, de la birou încolo, erau două încăperi. O încăpere era cămara pentru cantina, că era ea care era în fundul curții, și era stația de stingere a incendiilor cu bioxid de carbon pentru centrul de calcul. Păi, dacă mă gândesc cât am muncit băieții noștri până când am demontat prima dată tot ce era acolo. Nu era tencuit, nu era podea, nu era nimic. Și, mă rog, cu bani sponsorizați, din stânga în dreapta, am reușit ca în 13 octombrie 1995 să facem feștania cabinetului medical. Și atunci am reușit să-l conving pe domnul doctor Rusu, care era medic de familie aici, lângă școala Sfinte Sever, să vină să lucreze la noi și să se alăture asociației. Și de așa, încet, încet, cu tot, cu câte un pas, așa s-a întâmplat. Da, ați avut și persoane care, nu că v-au pus piedici, dar v-au cam încurcat, așa? Nu, eu am o vorbă. Invidia e galbenă. Nu m-a împlinit pacienta, m-a supărat, era dezamăgitor. Era foarte dezamăgitor. Însă eu sunt o încăpățânată. Sunt atât de încăpățânată că toată lumea tot zicea dacă mai e dat afară pe ușă, intră pe geam și dacă îi dai pe geam afară, atunci intră pe horn. Așa este. Nu înțeleg astăzi de unde am luat curajul, că m-am luat de oricine. Nu mă întrebați de câte ori am fost la Ministerul Sănătății, atât fricam clanțele acolo, că aveam nevoie de informație. Și să știți că până la urmă s-a și făcut o prietenie extraordinară cu fosta directoare generală de la direcția care ne aproba ajutoarele, la care m-am înființat într-o zi și am spus: doamna directoare, sunt foarte conștientă că necunoașterea legii nu mă ferește de urmările ei. Eu am nevoie de informații, învățați-mă ce am de făcut. Și uite, așa e până astăzi. Pot să spun că am devenit prieten. Și, hai de mine, vorbim de X ori la telefon și mă sfătui și până astăzi cu dânsa. Că oricum, e un tehnocrat, a fost director general, a fost nu știu ce e altfel. Eu, cine sunt? Mai ca aș fi din media și cu 10 clase, punct. Da, dar ați putut, la un moment dat, să obțineți o hotărâre de guvern, dacă mai țin eu bine minte. Asta, exact, cum a fost. Până la urmă, a ieșit treaba cu utilitatea publică. Da, asta. Da. Și ce am făcut? Am făcut o cerere de audiență la Ministrul Sănătății, care era doamna Bartoș. Și Vasile Mărginean, care era atunci șeful cabinetului senatorial al lui domnul Bucur, m-a însoțit și ne-am dus pe Chiselef să o întâlnim pe doamna ministru. Bineînțeles că n-a venit, a venit numai un secretar de stat de acolo și m-am dus, bineînțeles, cu toate dosarele, cu toate diplomele, cu toate... alea m-am dus acolo cu toate articolele din ziare străine și românești și tot. Și nu mai țin minte, Moldovan parcă îl chema
așa ceva. Și era foarte impresionat. Era foarte impresionat. Dar bineînțeles, o trebuie făcute o groază de acte. Iar un secretar de stat, nu, un funcționar din Parlament, m-a însoțit la Ministerul Finanțelor, care a avut pretenția, că asta era în 2003, să-i prezint actul de depunerea patrimoniului inițial. Noi am depus, conform legii, o sumă de în bancă ca patrimoniu și îmi trebuia mie foaia aia de depunere. Era mai mult de 10 ani, că aia fusese 90. Dar să știți că am găsit actul. Și m-am dus cu acel domn tot de la Parlament, un coleg de-al lui Vasile, la Ministerul Finanțelor. Și asta a fost. Că, mă rog, refuzase serviciul juridic pentru că nu exista acea depunere, i-am adus și ăla și într-o zi, până, era în 2003, am avut 4 sau 5 miniștri al sănătății, se schimbau cam cămășile. În sfârșit, și domnul Bucur, fiind încă senator, ne-a susținut extraordinar și a obținut semnătura domnului Năstase și semnătura ministrului, nu mai țin minte, mai era Bartos, era Beurean, deja nu mai țin minte. Și culmea e, tot în 13 septembrie 2003 a ieșit în Monitorul Oficial hotărârea de guvern. Și sunt foarte mândră de chestia asta. E adevărat că între timp orice ONG are această utilitate publică, mai ales ONG-urile care sunt lângă partide. Dar noi am fost dintre primii. Legea prevede tot felul de prerogative, care știi că la noi sunt legi bune. Și legi. Și puncte. Nu mai spune mai departe. Dar asta e norocul nostru, că în decursul anilor am cunoscut și pe cei din Vechșaet care veneau cu ajutoare la spital. Domnul doctor Lux i-a adus aici la mine, uite, s-a făcut tot așa o legătură, că și ei împlinesc acum 25 de ani și au înființat chiar o organizație specială în cadrul organizației MAMĂ. Este vorba de Asociația Femeilor Catolice din Bavaria. Dar pentru ca să aibă totul în regulă, au înființat o suborganizație Romanian Hilfe din Vechșaet, care ajută diaconia din Alba Iulia și pe noi. În fiecare an primim de două ori ajutoare, o dată în primăvară, o dată în toamnă, câte un microbus plin de medicamente. Dați-vă seama ce înseamnă aia ca valoare. E extraordinar. Până în 2007 am avut evidența valorilor. E o sumă mare. E o sumă mare. Da, v-ați gândit vreodată la numărul persoanelor pe care le-ați ajutat? Sunt mii. Pentru că trebuie să știți că noi nu am ajutat numai diabeticii. Noi am dotat școli. Și să știți că am lucrat cu vecinii noștri, care îi avem lângă noi, cu PDL-ul am lucrat, că nu aveam posibilitatea să mergem noi la școli. Altfel era cu organizația de partid, care pe urmă transportau băncile școlare și materialele la școli. În Ighiș, în Copșa Mare, în Laslea, nu mai știu unde, în orice caz foarte multe. Și făceam acțiuni, de exemplu, chiar la început m-am implicat și pentru copiii seropozitivi, cărora le donam dulciuri și cărți școlare și ghiozdane, nu vorbesc de încălțăminte și haine.
și alimente, tot, că la început primeam și alimente, dar acum le refuzăm că nu mai merge, nu avem condiții de depozitare. De depozitare și nu-i bine, nu-i bine. Acum sunt alte posibilități, pe doar ne ajută Uniunea Europeană. Eu totdeauna leșin când văd cantitatea, cine poate mânca atât. Dar în orice caz să știți că faptul că ai putut oferi cu dragă inimă la atâția oameni tot ce le trebuie, îți dă un sentiment extraordinar de satisfacție. Ați avut și ceva cazuri speciale, mă refer la persoane care aveau nevoie de anumite medicamente, ce nu? Bineînțeles. Da, atunci, de exemplu, dacă aveam nevoie de ceva special, atunci ceream rețete semnate, oficiale, și le trimiteam și se trimiteau direct pacientului, de către donator. Am avut și cazul că am operat doi tineri diabetici în Ungaria, pe vremea când domnul Iocob era viceprimar. Dânsul a găsit un ONG care a preluat costurile și au fost mai întâi tratați în Sopron, în orașul nostru înfrățit, da. Iar operația s-a făcut la Seged, unde era cea mai grozavă clinică oftalmologică. Și, na, ce-am putut? Eu nu mai mă aduc aminte de toate acțiunile pe sunt. Aparate de astea speciale pentru spital sau pentru alte, eu știu, dispensare? Nu mă întrebați, că într-un timp aveam evidența de milioanele care le-am donat. Dar nu interesează. Nu interesează. Faptul e că am ajutat. Asta mi-a dat satisfacția și nouă tuturora. Că nu, să nu gândiți că asociația e Maia Gașpari. Asociația este acest colectiv care sunt în marea majoritate pacienți, că asta e motoul. Pacienți ajută pacienți. Ăsta e motoul. Și majoritatea sunt bolnavi. Îi înfrunte cu Ion. Da, chiar și la un moment dat sâmbătă, când Sorana a ținut un speech din partea voluntarilor și pacienților, făcea așa referire la faptul că în anumite momente n-ați fost cam prea delicată, adică spuneați lucrurile în față. Dragă! Cum e? Eu mă gură mare, ăsta e adevărul. Și când mă calcă cineva pe bătătură, țip. Dar nu în sens rău. N-am făcut niciodată nimeni rău. Dar, de exemplu, nu de mult am avut o discuție cu cineva care, că nu știu ce, că nu știu cum. Am strigat, mă, dar noi nu suntem creștini aici, noi nu lucrăm pentru că suntem creștini. Uite, cam astea țipetele mele. Nu pentru altceva, niciodată nu înjur pe nimeni, dar vreau să-i stimulez. Nu pentru altceva, n-am jignit. Niciodată. Dar la Sorana, într-adevăr, câteodată trebuia țipat. Asta e. Era foarte tânără, că Sorana era în clasa 10-a când a început la asociație. Așa că eu, practic, am crescut sub ochii mei. Îi dezusem și eu păreclă, că am ținut totdeauna foarte mult la ea. Îi spunea raza mea de soare. Tare mult am ținut la ea. Și eu nu pot să spun că unul de acolo nu mi-e drag și nu mi-e lângă inima și ei îmi dau înzecit înapoi ceea ce am oferit eu din respect, din dragoste, din nu știu ce să mai spun. Asta e. S-a întâmplat vreodată să pierdeți ceva datorită faptului că a spus lucrurile pe nume? Aha, Banca Dacia Felix. Trebuie să spun mai mult? Am avut depozit acolo, s-au dus 5.000 de mărci. Aia era o sumă imensă pentru noi. Și până am avut și alt necaz, ca nu noi, ci donatorii noștri au făcut
un contract cu o firmă de transport și cetățeanul a fugit în Spania. Și nu mai explicat câte și acolo a fost o pierdere destul de mare. Nu, astea sunt două lucruri pe care le-ați pierdut datorită faptului că, bun, v-ați încrezut în sistem și într-o persoană. Dar dacă ați pierdut, eu știu, vreo colaborare sau vreun contact cu o persoană care i-ați spus tuturor pe nume. Adică, de ce ați fost așa de directă? Nu prin comportament, nu? Nu, pentru că lumea oricum mă cunoaște de atâți ani. Știu cum e spus. Dar eu discuții contradictorii nu am avut față de un sponsor. Sunt totdeauna foarte respectoasă. De ce? Nu pentru că mi-i pisicesc lângă ei. Mm-hmm. Doamne ferește! Dar deja din respect că ne bagă în seamă. Gândiți-vă că clădirea în care avem noi acum sediu, acolo la mic, era arhiva. Și la un moment dat era o asigurare acolo, nu știu ce. Acoperișul era construit din 53. Păi ploua înăuntru ca afară. Mai ales că după ce s-a făcut reparația capitală a clădirilor mari, și știți că acolo, pe clădirea aia care e chiar lângă noi, care datează din secolul XIII, este o ușă. Și când s-a reparat acolo, tot molozul se arunca pe acoperișul nostru. Și până la urmă am reușit să conving că Serviciul de Integrare Europeană și Ajutor Umanitar din Alto Adige, Italia, mai mult cunoscut ca Tirol de Sud, i-am convins și ne-au donat banii de am făcut reparația capitală a acoperișului. Și de atunci arată mai omenește. Totdeauna, de exemplu, încălzirea centrală o avem de la România în Hilfe, donată. Când aveam încăsările sus, ca acolo unde e protecția muncii și nu știu, serviciul muncii și, sau biroul muncii sus pe balustradă, acolo aveam o sală mare, era sala noastră de ședințe, unde țineam ședințele cu asociații și țineam cafeneaua ONG-urilor, că cum lucram cu toate ONG-urile, n-au mai rămas decât Mimi Stănescu cu Felix. Speranța, da. Și restul s-au dus pe apa sâmbetei. Și acolo nu a fost încălzire. Și am primit donații de bani și am cumpărat convertoare cu bani din Elveția. Că ce s-a întâmplat? În 1993 am fost invitată de către doamna Bornmüller și doamna Catarina Grip, care e din Viena, care erau de la Societatea Internațională pentru Drepturile Omului. Pentru că de la început eu am spus că noi funcționăm în spiritul și lumina Declarației Universale pentru Drepturile Omului. Și citiți numai articolul 46, scrie exact ce facem noi. Că protejăm familia, că ajutăm oamenii în dificultate și așa mai departe. Și în 1993 m-au invitat să vin la Consiliul lângă Frankfurt la Drepturile Omului. Vă spun sinceră că a fost o revelație pentru mine. Erau oamenii mei, gândeau exact la fel. Trebuie să vă gândiți că din Canada până în Noua Zeelandă erau delegați acolo. Culmea a fost când am sosit, a venit managerul principal la mine și a zis: păi știți, doamna Cașpărești, limba de circulație engleză. Păi nu mă întrebați cum m-am ofilit, că știu eu un pic engleză mai de mine.
În sfârșit, dar când am intrat în sala de ședință și am auzit africanii și am auzit cei din Birmania și din nu știu cum unde vorbind de engleză, să știți că știam foarte bine. Da. Și așa că am rămas membru individual acolo. Iar după vreo 2 ani de zile au schimbat statutul, nu mai se admiteau membri individuali. Și pe urmă m-au preluat elvețienii și am fost vreo 2 ani de zile membră IGFM sau SIDO, românește, am fost în Elveția. Da, SIDO nu avea și filială în România? Da, acum să spun. Iar în 1998 am înființat filiala Mediaș și am deosebită onoare și greutatea pe umer că sunt și șeful secției române. Este destul de dificil pentru că noi pentru SIDO n-am primit niciodată un sfans. Absolut toată munca pentru drepturile omului era finanțată prin Asociația Diabeticilor. În conjunctura de asta, astăzi nu mai merge. Până la urmă, noi aveam sediu acolo, tot în vechea primărie. Iar pe urmă, când ne-a dat afară de acolo, în infirmeria de la aviație. Dar am renunțat la acea clădire, că era o ruină, n-avea căldură, n-avea apă, n-avea lumină. Și acum unde e sediu? Există? Pe strada Ion Corvin, numărul 4. Deci la dumneavoastră acasă. Da. Păi da, că dacă pierdeam sediu, ne ștergea imediat din registrul ONG-urilor. Că în fond și în definitiv, nu mai suntem, mai este vicele, domnul Marin Crăciun, avocat din Sibiu, fostul subprefect. Da, nu știu ce. Da, dar în timpul cât era subprefect n-a putut să activeze și atunci am dus eu jugul. Păi este învățată. Știți că erau perioade că toată ziua eram la asociație și bineînțeles că am pus și eu mâna pe cărămidă și pe pensulă și pe toate alea. Veneam acasă și noaptea rămâneam leci pentru că de unde să le știu, că trebuia să învăț. Dar am o capacitate. Da. Nu mi-e rușine să întreb. Nu v-a fost niciodată greu sau ați vrut să renunțați? Nu v-a făcut, eu știu, un anumit caz sau anumit o persoană să spune să de mâine nu mai fac nimic? Nu, încăpățânarea mea este infinită. Nu. Pentru că nu puteam să renunț pentru niște, mă rog, chestii care puteau fi date la spate și las de izbeliște atâția oameni. Că la un moment dat aveam 1300 de asociați. Acum s-au împuținat, au îmbătrânit lumea, n-au mai de mine. Și să știți că contribuția asociațiilor este minimă. 1% din venitul net. Vă dați seama? Dintr-o pensie de 350 de lei, că dă? Da, a fost vreodată vreo ceva care v-ați propus și nu s-a materializat? Da, vai de mine! Și vă pare iar rău, încăpăținarea, cât de cât totuși am făcut. Și pot să mă uit înapoi cu plăcere, mai ales cu gratitudine față de tot colectivul. Să știți că toți sunt angajați. Toți dau tot ce pot. Și gândiți-vă că sunt voluntar, nu salarizați. Sunt voluntar. Și vin și lucrează. Că la noi se lucrează luni, miercuri și joi înainte de masă, iar marțea lucrăm după masă, că sunt oameni care sunt la servici, care nu pot veni dimineața. Și atunci lucrăm marți după masă. Magazia lucrează în fiecare zi de la 10 la 1, iar bazarul care l-am înființat pentru că scrie în lege încă de pe vremea când era, Iserescu era prim-ministru, a ieșit o lege că ONG-urile au dreptul să comercializeze 10% din ajutoare pentru autofinanțare. Și să știți că nu ajungem la 10% niciodată. De ce? Pentru că, să știți,
noi considerăm sunt ajutoare umanitare. Și, de exemplu, lucrurile de bebeluș, un body, de exemplu, sau un recălaș, costă un leu. O pereche de încălțăminte noi, nepurtate, 5 lei. Un anorac, 15 lei. Și așa mai departe, o bluză, 3 lei, uite așa. Pentru că noi considerăm că sunt ajutoare umanitare. Însă, suntem foarte conștienți de o treabă. Care, să știți că greu am învățat-o. Care? Ce nu costă nimic, nu valorează. Mm-hmm. Uite-te, de exemplu, când se oferă investigații medicale și nu știu ce. Sunt chemați oamenii. Nu se ducă, nu costă nimic. Dar n-au încredere sau de ce? Nu, nu, nu valorează nimic. Asta e mentalitatea. Și nu numai la noi. Nu numai la noi. Că așa gândește omul. Așa gândește omul. Și de aceea, această mică contribuție, și cu banii aia plătim utilitățile, că oricum e gaz, lumină, apă, și cumpărăm teste și cumpărăm medicamente. Când se adună un pic mai mult, cumpărăm medicamente. Și acum vă spun o veste mare. Săptămâna cealaltă am fost înștiințată de guvernul Alto Adige, Tirolul de Sud, că ne-au aprobat o sponsorizare de foarte mulți bani, nu spun suma, pentru cumpărare de medicamente. Așa încât suntem puși la rând. Cu toate că oricât am sunt de când nu s-a mai actualizat lista de medicamente. Oare? Păi, unii spun că se actualizează mereu, dar... e doar așa, de ochii lumii, probabil. Și noi plătim medicamentele de 6 ori atât de scump ca în Germania? Hai să fim serioși. Nu vorbesc de medicamentele uzuale, dar vorbesc de citostatice și chestiile astea. E ceva de nedescris. Pe de altă parte, prin asociațiile de diabetici, avem totuși facilități. Gândiți-vă că insulină dependenții primesc insulina gratuit. Și primim pentru 3 luni 100 de teste, care mie personal nu mă ajung. Eu trebuie să fac de 2 ori test pe zi. Dar, de exemplu, în Germania nu-ți dă nimeni un test gratuit. În Australia nu te primește imigrant când ești diabetic. Și în alte țări în vest îți plătești tratamentul. Și noi avem totuși facilități. Bun, aceste facilități le aveți gratuit, da, dacă ar fi să le plătiți? Ar fi imposibil a muri. Pentru că un diabetic, insulina dependent, dacă 2 zile, 3 zile nu are insulină, moare. Moare. Sau, de exemplu, intri în hipoglicemie și mor în 2 ore. Asta e. Nu e nicio problemă. Însă vă spun sinceră, sunt foarte multe îmbolnăviri complementare, complicații. Și asta e menirea noastră, să-i ferim de complicații, să-i învățăm, să mănânce ce trebuie, să-și țină regimul, să aibă igiena de viață adecvată. Asta e menirea noastră. Noi lucrăm pe prevenție. Plus monitorizarea, ca dacă vedem că s-au dezechilibrat, să-i putem stimula, uite, te duci la medic, uite asta și asta. Nu avem competențe de tratamente. Numai de monitorizare și de prevenție. Asta e. Cum vedeți activitatea asociației în următorii ani? Acum, bun, s-a schimbat generație, s-au schimbat generațiile? Da, eu cred că se va continua. E un lucru ca o nestemată. Și ar fi păcat să se piardă. Ar fi păcat. Ar fi păcat pentru oameni. Este adevărat că nu mai avem copii, pentru că a venit un ordin de ministru acum câțiva ani. Copiii trebuie să fie tratați pe plan județean, pentru că nu avem pediatru diabetolog. Pe când în Sibiu este. Este destul de dificil când te duci din Dumbrăveni cu un copilaș până în Sibiu pentru orice.
Dar asta e, astea sunt ordinele. Și ordinele nu se discută. Asta e. E adevărat că mai vin la noi și mai ales părinții și particip la cursurile care le ținem pentru dietă. Sunt niște cursuri intensive unde la care participă și un psiholog, ceea ce este foarte important, că sunt persoane care nu își acceptă boala. Și să le explicăm că nu e nicio rușine să fii diabetic. Vai de mine, asta e. Și se poate trăi foarte bine. Uitați-vă la mine. Din 1978 septembrie sunt diabetică. Sunt insulină dependentă de 30 și ceva de ani. Vreți mai mult? Vreți mai mult? Și nu, eu sunt o fosilă, sunt bătrână, vai de mine. Dar de ce spuneți asta? Vai de mine, când ai 83 de ani, nu mai ești tânăr. Dar eu nu am complicații de diabet. Că ceea ce am la ochi e ceva, cu totul altceva. A fost nostim când am fost la clinică, la München, și mi-a spus profesorul, doamna Cașpari, nu-i din cauza diabetului. Și cum sunt eu așa repezită, zic, știu că e din cauza certificatului de naștere. Să știți că asta era porecla mea în clinică, doamna cu certificat de naștere. E ceva degenerativ din cauza vârstei. Pentru că se apropie de final interviul nostru, da. Vreau să le transmiteți un mesaj prietenilor, colegilor noastre de la asociație și celor care preiau furiele de acum de... În primul rând, adânca mea gratitudine față de angajamentul tuturor. Acum de Dan Rusu a fost atâția ani al nostru, până când s-a privatizat, i-a fost mai greu și a revenit acum cu toate dificultățile, totuși participă. Eu totuși am să rămân lângă ei, ca eminență cenușie să vorbim. Și întregului colectiv le doresc multă, multă, multă fericire, să rămână ceea ce au fost. Că sunt extraordinar. Nu mă pot plânge de unul. Toți sunt extraordinari. Avem o colegă care, mă rog, a avut și dificultăți de sănătate și la un moment dat mi-a spus, tu să nu mă dai afară de la asociație, că mor. Așa încât nu numai faptul că ai această responsabilitate, că ești util, cu toate că ești pensionar și ești bătrân și ești neajutorat și nu știu, și totuși mai ești util. Nu numai asta îți dă satisfacție și fericire. Și asta au înțeles toți care lucrează acolo. Dar e colectivul, că asta e. Și să știți că și pacienții vin cu plăcere. Vin cu plăcere. Înainte mai făceam și câte o activitate din asta, de exemplu, de Paște vopseam o roșii. Dar nu mai putem, că nu mai e de unde. Nu mai e de unde. Ați văzut cum ți-au scumpit toate. Nu mai merge. Dar în schimb, totuși vin cu plăcere că medicamentele toate se dau gratuit pe bază de rețetă. În ultima vreme era cam subțire pentru că am pierdut dintre sponsori, dar totuși ne-am păstrat încă. Și așa încât tot mai vine. Și vă dați seama, cei din Vechșad au venit vineri, au pornit din Vechșad, sâmbătă dimineața au fost aici. Sâmbătă seara au participat la festivitate și duminică dimineața au plecat. Nu au venit decât ca să participe la festivitate. E foarte frumos din partea lor și merită, eu știu, aplauzele de rigoare. Dar nu eu. Nu, noi toți. Da. Pe mine ce m-a nemulțumit sâmbătă a fost că n-am auzit un cuvânt din partea autorităților locale. Primăria... Au fost invitate, dacă nu ne-a băgat de seamă, e regretabil. Mai mult nu spun. A spus destul.
Vă urez sănătate, felicitări. Mulțumesc. Pentru ce ați făcut până acum și ce veți face de acum înainte. Dragul mami, eu am să-i citesc la popor să facă treabă.